Bună ziua, dragi elevi! Azi am ales să vă explic mixarea semnalului audio din mai multe surse. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare această prezentare. Aplicația de prelucrare audio BIR Audio este cea cu care vom lucra astăzi pentru mixarea semnalului audio din mai multe surse. Nu este necesară instalarea acestei aplicații pe calculator, o puteți utiliza direct din browser de la adresa afișată acum pe ecran. Prima etapă este pregătirea fișierelor audio. Vă sugerez să intrați pe site-ul Pixabay. Linkul aveți prezentat aici pe ecran. Iar din pagina aplicației o să downloadați câteva fișiere, 2-3 fișiere. Le puteți asculta utilizând butonul play din această zonă, iar dacă vă place, executați click pe butonul descărcare pentru a salva fișierul audio pe calculatorul vostru. Aici aveți multe categorii din care puteți selecta, alege melodiile pe care le doriți. Așa cum v-am spus, pentru a accesa pagina aplicației online BIR Audio, va trebui să scrieți în bara de adrese a browserului linkul respectiv, să apăsați Enter și să ajungeți direct pe pagină. Observați că în această zonă am posibilitatea de a aduce fișiere. Cu ajutorul operației drag and drop, direct de pe calculator, sau cu ajutorul butonului Add to, selectând fișierele pe care le aducem în aplicație. Voi încerca butonul Add to, voi alege primul fișier audio pe care îl voi deschide, execut click pe butonul Play, în acest moment aș vrea să tai anumite secvențe din acest fișier audio, pentru că aș vrea să aduc 3 fișiere audio pe care să le alătur și să creez un singur fișier din ele. Prin urmare, voi selecta zona pe care vreau să o șterg, apoi execut click pe butonul Delete. Mai selectez o zonă destul de mare, cam atât, din nou execut click pe butonul Delete și selectez și zona de început. Alegeți voi zonele pe care le ștergeți. Bun, în acest moment, din primul meu fișier, cam atât a rămas. Pot da play, pot opri. Pot muta cursorul la început cu ajutorul acestui buton. Acum adăugăm alt fișier audio. Acesta este fișierul. Voi selecta din nou câteva zone pentru a le șterge, spre exemplu aceasta, și din capătul fișierului o zonă suficient de lungă. Bun, voi muta cursorul în această zonă, voi executa click pe butonul play. În acest moment observați că se aude a doua melodie. Deci am adăugat lângă prima melodie a doua. Dacă vi se pare prea lungă zona din prima melodie, mai selectați o dată și mai ștergeți. Dacă vi se pare că e prea mult și din a doua, puteți să selectați și să ștergeți. Bun. În acest moment voi adăuga a treia melodie. Aceasta este cea de-a treia. Execut click pe
butonul play. Execut click pe stop și acum încep să fac o selecție din ultima melodie pe care am adăugat-o. Este prea lungă. Șterg, mai șterg o bucățică. Bun. Mutăm cursorul la început și executăm click pe butonul play. Oprim un pic. Ați observat că există o mică porțiune între cea de-a doua și a treia melodie, în care nu se aude nimic, porțiunea aceasta. Voi selecta zona, o voi șterge. Bun, și acum avem cele trei melodii alăturate. Pentru a salva ca un singur fișier audio, vom executa click pe butonul Save. Alegem ca format MP3, alegem stereo și nu mono, apoi click pe butonul Save. Se inițializează procesul de salvare a fișierului. Executăm click apoi pe butonul Click to Save. Deja s-a dus în bara de jos pentru a vedea unde s-a salvat. Execut click pe butonul Afișați-le pe toate, s-a dus în descărcări. Afișez în dosar, din acest loc îl iau și îl mut în folderul în care doresc să-l am și acesta este fișierul pe care l-am creat cu ajutorul aplicației online Beer Audio. Execut acum click pe butonul Close. Sper că v-a plăcut prezentarea mea și că nu o să vă fie greu să vă descurcați cu această aplicație online Beer Audio. Vă doresc succes!